De ce v-a atacat sistemul? Că n-am mai văzut de mult pe cineva atacat cum sunteți dumneavoastră. S-a supărat doamna Chioveși și pe dumneavoastră cu ani în urmă, când ați ieșit nevinovată, urmare a deciziilor justiției. Că am văzut divizia militară, cum să spun, freamăt în ceea ce vă privește. Ce se întâmplă? Sunt obișnuită să fiu o țintă. Nu intru în aceste discuții și în jocul pe care îl fac, pentru că, până la urmă, eu nu mai trebuie să fiu privită ca o persoană. Trebuie să fiu privită ca un om care vrea să facă lucruri bune. Și atunci, pentru că, până la urmă, politicul este o artă, este o artă a posibilului și important este să găsim soluții posibile pentru a dărâma imposibilul. Nu sunt adepta compromisului și probabil deranjează, însă cred eu că fiecare trebuie să meargă pe drumul lui, pe care și-l alege. Eu aleg să merg pe drumul meu în care cred în dreptate și într-o luptă dreaptă cu cei care se pun contra dreptății. Doamnă, cu toată dragostea, am vorbit un pic despre penal, fiindcă, mă rog, e mult în atenția presei atunci când apar personalități implicate, cum e și normal. Dar în România, din nou, cu toată dragostea, justiția este nefuncțională. Ea nu funcționează. Că mai sunt persoane, procurori, judecători, care fac dreptate, care sunt pe compropriu, sistemul ca atare nefuncțional. Spuneți de justiția civilă, îi spuneți noastră, comercială, asta contencios administrativ, aveți toate denumirile. Exact cum spuneți, te judeci 10 ani de zile pe o cauză limpede ca lumina zilei, fiindcă judecătorul e plictisit, n-a citit dosarul, să scarpină. Am nenumărate, eu știu, lucruri pe care nu le-am mai adus în atenția presei, fiindcă a publicului, fiindcă nu știu cât e interesat publicul, că ai impresia, dom'le, eu sunt un om cinstit, n-am treabă cu justiția. Dom'le, poate ai o moștenire, poate ai cumpărat o casă și ai probleme. Deci nici nu știi când te lovești de ceea ce pare o normalitate, ceea ce pare firesc și în justiția în România e o mlaștină. Cum puteți asana această mlaștină? Eu nu vă văd sau nu văd cum ați putea să faceți asta sau cel puțin nu repede. Cu tact, cu răbdare, cu echilibru și responsabilitate. Acum aș fi ipocrită să spun că rezolv eu toate lucrurile începând de mâine. Nu. Dar pot să încep rezolvarea lor. Am magistrați în contul de Facebook care postează de nenumărate ori poze cu zeci și sute de dosare aranjate unul peste celălalt în camera în care domniile sale le studiază. Nu mai au loc de atâta dosare. Asta ce înseamnă? Că instanțele judecătorești trebuie degrevate. Trebuie aduși oameni noi care să muncească, oameni corecți, cu dragoste de lege și de Dumnezeu până la urmă, pentru că justiția se aplică în litera, dar și în spiritul legii. Sunt oameni care nu își permit să plătească taxe de timbru pentru exact ceea ce ați spus și oamenii aceia trebuie ajutați într-un fel sau altul. Sunt foarte multe lucruri bune care pot fi făcute. Important e să se vrea. Păi, eu știu, aveți susținerea partidului dumneavoastră, sper. Cu siguranță o am, pentru că altfel nu aș fi fost propusă în această funcție care mă onorează. Este greu și complicat să găsești un sprijin sau o mână de ajutor din partea opoziției, deși sunt convinsă că și dânsii au familii, copii, bunici, prieteni care se lovesc de asemenea probleme în justiție. Din acest motiv eu am cerut principial o pauză din acest război al partidelor și al politicii și să începem să construim cu toți.